Astăzi o să vă prezint cum am lucrat această floricică superbă. Este o metodă de lucrat, de croșetat în tridimensional sau în relief, cum se lucrează și la covoarele rusești. Este mai mult de lucru, dar efectul este garantat divers. Dacă vreți să folosiți culori diferite, e necesar să aveți aceeași grosime de fir. Aceasta este făcută pe un fir mai mic, superbă și ea. Dacă vreți să o faceți pentru mărțișoare, asta este lucrată cu un croșet de 1,5. Uitați, are 6 cm. Iar asta are 8, că știu, am măsurat-o deja. Alegeți voi cum vreți să le faceți, sunt superbi, sunt ușor de făcut, urmăriți pas cu pas video. Vă doresc spor la lucru și acum să începem. Vă pup! Dragile mele, astăzi vreau să vă prezint o floricică lucrată tridimensional sau ca la covoarele rusești lucrate tridimensional. Acestea sunt niște piciorușii care sunt luate pe dedesubt. Și haideți să începem cu inelul magic. Deci, fac inelul magic, dar las mai mult fir, pentru că o să am nevoie să las liber. Voi închide doar după ce voi face și al doilea rând. Și pe primul rând avem de făcut 18 piciorușii scurte. Inelul magic, am făcut primul ochi, să-l închid. Acum este primul ochi pentru a începe rândul. Și voi face 18 picioroși. 2, 3, 4, 5. Am ajuns la ultimul picioruș. Așa. Tai ața. O tai de aici. Și merg să o închid așa, acest rând. Trebuie să iau pe aici. Trec firul. Așa, și îl întorc înapoi. Bag pe aici, prin cele două din spate, și îmi trag firul înapoi, ca să-mi vină aici lucrătura perfectă. Noi le numărăm pe spate. 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18. Nu închidem inelul și să începem să lucrăm pe spate. Eu vreau să închid și firile astea ca să nu mai stei. Deci ăsta este de la inel. Așa, ăsta este de unde am închis noi rândul. Ok, să-l așezăm aici frumușel și să începem pe dos. Firul am făcut deja un următorul fir, am făcut un ochi de lanț. Și după cum spune schema că avem această săgeată, înseamnă că noi trebuie să lucrăm tridimensional. Bun.
Faptul că aici avem doar un ochi de lanț, asta înseamnă că asta este un picioruș mare, nu e dublu, e doar mare, adică se dă o dată după croșet și se scoate toate trei odată. Adică, ceva de genul ăsta. Introducem croșetul pe dos, exact. Nu cum facem de obicei pe aici, să luăm amândouă buclele. Pe aici trecem pe dedesubt la cele două bucle și ne ducem în următoarea. Deci așa o să ne iasă acest V-ul, primul rând. Da? Tragem firul. Fixăm capătul și facem un ochi de lanț, cum ne spune schema. Dăm după croșet, intrăm în același loc de unde am ieșit. Și ne ducem în următoarea, pe dedesubt, așa. Și acum scoatem toate trei firele care le aveam pe croșet. Toate odată. Dăm ață după croșet. Intrăm pe unde am tras data trecută. Și intrăm la vecinul. Tragem ața printre amândouă și le scoatem pe toate trei odată. Dăm ață după croșet, intrăm pe unde am ieșit, ne ducem la vecinul și le scoatem pe toate trei. Pe toate trei acum. Dăm ață după croșet și intrăm aici. Vedeți? Nu vă faceți griji că astea o să tragă un pic, o să ducă și o să rămână V-urile astea așa foarte frumoase. Bun, hai să bag firile. Asta este de la Inelul Magic, iar noi le avem pe astea două, ok? Ia să le prindem noi ușurel. Intrăm pe unde am ieșit, ne ducem la vecinul. Ne scoatem ața și le unim, le tragem pe astea trei. Ne ducem la vecinul, că acum suntem practic pe primul ochi din început. Și facem în așa fel încât să nu se vadă nimic. Unde e începutul, unde e sfârșitul. Să fie circular. Așa. Și ultimul. Bun. Închidem rândul, dar aici avem același lucru de făcut. Tai firul. Și merg să îl închid, așa cum am făcut și la
primul rând. Păcat de ața asta așa de frumoasă în realitate, că aici nu redă toată frumusețea. Deci, fac așa. Asta, practic, am terminat cu ea aici. Ar trebui tăiată, dar mă tem încă. O mai ținem un pic. Și acum să băgăm ața asta mov de aici. De aici mișt. Bun. Ia să închidem noi, să strângem ochiul magic. Da? Îl strângem mai puternic. Și uitați cum se așează. Așa. Rândul următor. În acest schemă nu are cum să ne arate că noi pe dos aici avem câte două fire formate. Și ca să schimb culoarea am nevoie să fac un ochi de lanț. Și o să încep mai de parte. Și iau aceste două fire care ele se formează pe spate. Și să fac trei ochiuri de lanț. Așa cum spune schema. Și nu în primul, unul, lăsăm două. Și în al treilea vom face un picioruș alunecat. Deci, avem așa. 1, 2, în al treilea. Facem un picioruș alunecat. 1, 2, 3. 1, 2, în al treilea. Facem un picioruș alunecat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sunt aceste două fire care noi deja le avem formate. 2, 3. Și ajungem la capăt. Avem 6 petale. Ne prindem aici frumos. Bun. Deci, avem 6 petale. Asta este important. Acum, pe fiecare petală, prindem firul ăsta. Vom face ceea ce ne scrie, ne zice schema. Acesta este un picioruș scurt, 4 ochiuri de lanț, deci avem un picioruș scurt, bun, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, dăm de două ori după croșet, așa cum ne spune schema, și facem un picioruș triplu. De două ori. 1 și am scos de 3 ori. Acum vom da de 3 ori după croșet și vom face 3 piciorușii quadruple. Că scoatem de 4 ori. Tragem un pic așa mai încoace să încapă tot. Este al doilea. Și al treilea. Da?
Al patrulea este dublu. 1, 2, dublu, triplu. Dublu e că dăm de două ori după croșet. Acum, așa, și coborăm în jos cu patru ochiuri de lanț și picioruș scurt. 1, 2, 3, 4. Picioruș scurt. Și gata, este prima petală. Da? Pe trei, acele trei ochiuri de lanț. Trecem în următoarea. Și în următoarea petală vom face la fel. Picioruș scurt, patru ochiuri de lanț, un picioruș triplu, trei quadruple, încă unul triplu și tot așa. Bun, hai să vă arăt. Țin firul în continuare aici să leg 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3 și avem 1, 2, 3, 4 și coborăm aici și închidem petala. Ok. O frumusețe. Mergem până la capăt așa. Cu un croșet mai micuț o să fac așa. Este mai dificil, dar nu e imposibil. Pentru că am strâns mai bine inelul magic. Și încerc să-i fac un nod. Da? Și îl scot încă o dată. Să fiu sigură că se înnoadă bine aici. Bun. Și o să încerc să-l aduc aici, sus. Ca să pot să îl închid bine. Așa. Și cu acesta o să le prind pe această petală. Deci o să prind numai pe astea două. Și continui petala cum se lucrează normal. 3, 4. Și prind pe lănțișor și aceste două firi ca să le ascund bine aici. Ok, am ajuns la ultima petală, cealaltă firile deja le-am tăiat, am mai lăsat pe asta. Așa, îl tăiem și pe asta. Pe asta îl tăiem că deja l-am prins aici în ultima petală. Așa. Pe asta ia să-l trimitim și pe asta pe aici. Să-l ascundem.
Ok. Și suficient și asta. Și asta este floarea noastră fantastică. Cu lucrătură în relief. Sunt Mihaela, vă aștept pe canalul meu să vă înscrieți, să apăsați pe clopoțel pentru alte noi tutoriale. Vă pup!